ce mă sun? Alo. Valeria, tu unde ești? Ești la Liniela, unde? Eu tot ești la Liniela, unde concret ești? Ești la Pești. Și îți prinde ceva? Da, Pavel, la Liniela tot îți prinde, eu aleg somon. Ah, somon? Eu când eram în tel așa Pești, nu îți prinde. Pe vremea ta nici nu era Liniela, așa că... Hai, tu unde ești? Aici. Hai, de unde ai apărut? Unde? Sunt cărușier mai împel, nu te-ai să iei? Hai de om! Ah! M-a dus în față la neamuri, la verișori, la cumătri. Ți-ai rămas bun. Minte de copchet. Iaca asta a fost mama, asta e tata, da, hai să luăm rămas bun la copii, pa, pa! Tatăl nu minte de copil. Valeria, dă-mi trăuc bun așa la. Hai bun. Eu l-am mâncat. Șanexa? Pe Nexa ce era codul de participare. Trebuie să-l înregistrezi pe 3w.lamasa.linela.media. Dar păi tu ai înregistrat de 4 ori, ce-ți mai trebuie încă un bon? Cât mai multe coduri înregistrate, mai mari șanse de a câștiga și nu înțelegi. Dar dacă bonul ăsta era cu Ford-ul? Mai întoarce înapoi. Nu m-am mai întorc. Da. Întoarce-te să luăm bonul și ala. E aici bon. Și e ca și mă bat la cap. Să nu-l arunci data viitoare, ia gata. Am ajuns. La ce etaj? Etajul 10 și vreau să te anunț din start că ascensorul nu lucrează. Am simțit eu zeu așa pe stângă. Scări, da? Da, hai măi, la Cobani ai urcat dealul și ăla de aici. Hai, 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 la Cobani, la început lift nu era. Trebuie sporte de făcut. Așa, hai, hai, hai. E pe jur. 1, 2, 1, 2, 1. Ia ține cu sacoșele, îmi pare că-s și o leacă mai greu. Hai, Pavel, hai, hai, încă o leacă. Încă un pic, încă un pic, încă un pic. Ce-s ușor. Hai, hai, hai. Cum hai, pachet. Dă pachetul și le-a dat să le iubeam două. Dă-le pe. Lasă de mă. Hai, bine. Salutare, prieteni. Bună, bună. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Foarte frumos lift aveți. Noi de acolo și venim. Mulțumim. Mersi. Zi de zi, Liniela adună oameni la masă și astăzi suntem în ospiție. Gazda emisiunii noastre de astăzi este domnul Andrei, da, și Andreea Michela. Corect am înțeles? Da. Spune mai tare, nu te rușina. Și din câte am înțeles noi, din ceea ce am luat noi la magazin, va fi somon, așa, cu miere. Asta e de bază, da? Mai mult o să ne povestiți dumneavoastră. Exact așa va fi. Dar de ce ați ales anume rețeta asta? E o rețetă așa mai îndrăzneață, să zic. E foarte neobișnuit, într-adevăr, deoarece ne-au plăcut combinația între gusturi. Deci acea nuanță de un pic... Dulce acrișor. Exact, dulce acrișor. E o nuanță foarte fină, iar somonul e deci pe baza lui se face, iar și anume notița asta de dulce acrișor e ca o cireașă. Și la urmă, cu siguranță, o să vedeți rezultatul și eu cred că ne va surprinde doar plăcut. Da, am eu abia aștept. Avem nevoie în primul și în primul rând de steak-uri de somon. Așa. Mere. Așa. Lămâie la final. Vom avea nevoie de frunză de salată. Ioana sorti. Roșii cherry, ou, lapte, oțet balsamic, zahăr ars, deoarece vom avea și un desert. Mm. O, desert, asta ne place. Și componentele astea cred că le putem găsi. Avem și aici și susan. Semințe de susan. Ele vor fi aplicate la salata noastră. Aplicate? Vai, hai să ne apucăm de treabă. Cu ce începem? În primul rând, ar trebui să curățăm de căsuța seminală merele noastre și să preparăm, să le pregătim steak-urile de somon, să fie așezate în vas. Cine și ce face? Eu m-aș apuca de semințele, de căsuțele seminale. Ok, dar eu de căsuțele somonale. Așa. Dar eu de susan.
Ia spune-mi, Andreea, desuri tata gătești sau așa numai la emisiuni? Da, sincer spune. Sau la voi acasă mai des mama gătești? Mai des mama. Mulțumesc pentru sinceritate. Am ajuns la etapa când avem nevoie să fie aranjate straturile noastre. Așa. Eu voi ruga Valeria să taie rondele mele. Ce probleme? Dar pe domnul de alături și rugați, că el nu mă stă. A, eu? Eu pot să vă susțin. Un centimetru jumătate grosime. Așa, așa. Eu propun să ne schimbăm cu locurile. Hai. Și eu o să aduc vasul în care noi o să așezăm merele în primul strat. Data aceasta în vasul nostru încap la moment 3 steicuri. Uh-huh. După aceasta mai punem un strat de mere. Eu pot să vă spun foarte bine atunci când copiii stau la bucătărie, chiar dacă ei nu se implică, Doamne ferește, fizic, când se uită, deja e un plus. Credeți-mă, când o să crească mare, deja eu o să știu rețetă mine. Categoric. De fapt, fiica noastră, Andreea, ne ajută mereu la prepararea semipreparatelor. Ea curăță cartofii, ea curăță ceapa, usturoiul, unde e rețeta, unde e locul respectiv. Și ea este de mare ajutor. Am ajuns la etapa în care acoperim vasul nostru și îl pornim. Atenție mare, vom găti la o temperatură până se încinge vasul, temperatură maxim posibilă, iar când ne va da de știre capacul și eu nu s-a trag atenție la acest moment, noi vom trece temperatura la cel mai mic foc. Uh-huh. În legătură cu situația... Cât timp? De economie. Înțeles, doar 15 da? Minute. Îmi place această rețetă, dar mai mult îmi place cum vorbiți dumneavoastră. Hai să trecem la treaba atunci. Hai! Cât se gătește rețeta noastră de bază, propun să trecem și să începem a prepara desertul nostru. Haideți! Componentele la desert vor fi jumătate de litru de lapte, 4 ou, jumătate de pahar de zahăr. O să-l caramelizăm. Dar până ce voi propune ca să batem, să facem o masă omogenă dintre ou și lapte. Mă ajuți cu asta? Da, nicio problemă. Zahărul nostru este aproape caramelizat, îl lăsăm un pic să... Eu aș zice că chiar este caramelizat. De bine, da. Eu ne aduc aminte de copilărie. Mirosul, da? Da. Așa e? Îl lăsăm puțin să stea? Da, îl lăsăm pentru 2 minute ca să se răcească un pic. Ca să nu fie o lavă, da? Exact. De zahăr. Asta e o parte din desert a tăticului din copilărie. Da, putem să zicem așa? Da. E o nostalgie cumva. Dar păi noi, asta și ideea, noi descoperim rețete din copilărie, rețete uitate, dar și rețete inventate, de ce nu? Noi aproape am ajuns la etapa când trebuie să mixăm aceste două componente, doar răsturnând. Doar turnăm, da? Da. Haideți. Hai, ok. Da. Și rezultatul? Perfect. Noi ținem minte de cifra magică? Da, 15 minute. Perfect. La foc mic sau mare? Iarăși noi încingem vasul, uh-huh. Așteptăm până joacă clopoțel capacul nostru și apoi îl trecem la cel mai minim foc posibil. Ok. Eu zic că se gătesc rețetele noastre, să pregătim salata și la sfârșit ne așezăm la masă și mâncăm. Foarte bună idee. Hai, dar e repede. Să nu uitați de Susan. Tu îl gătești. Eu gătesc Susan. Susan o să-i lăsați partea asta mea. Vai, eu văd aici, aveți atât de multe medalii, chiar și cupe. Ale cui sunt? Am înțeles că copiilor voștri, da? Dar de la ce? Ce se ocupă? Aceste medalii sunt în urma concursurilor a copiilor de dans sportiv. Așa. Ambii dansează într-un club de dans sportiv. Nu știu dacă pot să-i dau numele, însă este printre primii. Vai! Și astea sunt toate locurile câștigate de copiii noștri. Felicitări! Dar în fiecare lună particip sau cum cauți așa de multe? Deci competiții sunt o dată peste un weekend organizate în diferite țări, cât și local, cât și internațional și încercăm și noi să-l ajungem pe Badea. Uh-huh. Ca să avem și noi un număr frumos și mare de medalii. Pentru tine este important să iei locul întâi sau experiența? Experiența. Dar și locul întâi? Da. Dar dacă iei locul 2 sau 3, te întristezi sau nu este important pentru tine? Este important că tot locul 2 sau 3 e bun. Ah, foarte bine!
bine, foarte bine. Iată, spre asta să mergem. Adică, important e să fie experiență și să dansezi din suflet. Da. Somon, 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 Solomon. Struionilor. Salut! Da. Interesant, interesant. Procesul zice că noi o să dăm deoparte toate merele. Și o să luăm exact ceea ce pe noi ne interesează. Merele le dăm un pic la o parte, deoarece o să, mai departe o să preparăm un pireu. A, o să le pasăm. Exact. Bine. Și a venit timpul desertului nostru. Valeria, ai onoarea? Mersi! Wow! Eu, dacă sincer, nu m-am așteptat așa, da? Să ies. Așa lucruri. Da, eu la tigaie niciodată nu l-am pregătit, la cuptor l-am pregătit. Poate arată cum arată, însă gustul. E gustul. Gustul contează. E deosebit, încât o să rămână un pic de timp să se răcească și noi să savurăm din asta. Între timp savurăm somonul. Haideți! Fără multă vorbă, haideți să gustăm. Haideți să gustăm. Așa, eu aplic o leac de lămâie. Că am înțeles dacă pui lămâie, este așa un stereotip că nu te îngrași. Hai și eu. Tu ai de unde? Eu. Și neapărat nuanța asta de dulce acrișoară. Mie îmi place o combinație. Da. Și într-adevăr, ușor. Eu sunt mare iubitoare de sare. Dar, într-adevăr, la această rețetă, parcă nu am nevoie de ea, nu știu. E foarte bună. Deci mai trebuie să mai lăsăm loc și pentru desert? Da. Eu totuși vă provoc. Da. Să gustăm. Da, pe mine mult de provocat nu trebuie, da. Eu așa... Atunci îndrăzniți, sunt și lingurițe. Eu rog, chiar sunt îndrăzniți așa. Cum tu ești degustator în familie la noi, te rog frumos tu să dai o gustare. Da, 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 te rog frumos. Te dai o notă chiar. Pot și eu să rămân la voi în familie, eu nu știu așa, mi-a plăcut. Foarte gustos. Este atât de pufos. Vai. Și s-a pregătit în 15 minute. Nu mă duci cap cum e posibil așa. Scrieți-ne și voi în comentarii cum pregătiți acasă somonul și nu uitați că la Tiela găsiți multe delicii pe care să le pregătiți, dar și care să le luați și deodată să le mâncați. Și nu uitați de tombola care... are loc chiar în aceste clipe, făcând cumpărături, puteți câștiga premii. Mai multe detalii pe www.lamasa.linela.media. Un like, un share, un comentariu neapărat din partea voastră. Vă spun încă o dată, dacă planificați să gătiți 15 minute, iată, gătiți exemplul nostru. Vă mulțumim, pa, pa, ne revedem data viitoare. Până vinerea viitoare, vă pupăm!